Radio Pirat. Dincolo de emiterea fără licență, astfel de posturi de radio pirat pot pune în pericol sute de vieți și perturbă serios telecomunicațiile. Radio TNT, radio virtual, radio cartier. Sunt doar câteva dintre numele pe care și le iau stațiile pirate de radio. Asemenea, posturi difuzează întreaga noapte toate felurile de muzică și sute de dedicații. Tot noapte acționează și polițiștii pentru a-i prinde pe cei care emit fără licență. Eliberarea unor frecvențe în eter, fără ca să existe dreptul de a face acest lucru, înseamnă infracțiune. Inspectorii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din sectorul 5 al Capitalei au apelat la ajutorul Autorității Naționale de Comunicații pentru a localiza asemenea stații. Vreme de câteva nopți, pentru că de regulă se emite noapte, emit studioul de pirat. Am mers cu ei și folosind aparatul lor specific, s-a identificat zona mai exact, adică blocul. Împreună cu specialiștii de la Autoritatea Națională am ajuns și am făcut percheziții și am găsit în timp ce emiteau, ceea ce e foarte important. Deși cele mai multe stații de acest gen sunt dedicate unui singur cartier, sunt unele care pot acoperi întreg Bucureștiul. Sunt unele care emit în local, știu eu, zona Cărentar sau Rahova. Dar ăsta putea emite pe tot Bucureștiul, putea fi circulat în Pantoimul. Fără să se gândească la ce fac, zeci de tineri își construiesc singuri echipamentele cu care emit, unele dintre ele foarte puternice. Asemenea, echipamente nu pot fi comercializate pentru că sunt interzise. Pun în pericol vieții omenești prin perturbarea sistemului de comunicație și chiar sistemele de avertizare în caz de dezastre, care e și mai important. Dar, mă rog, avioane, tot ce se presupune, aeroport, tot ce comunicație aero. În cablinga avionului, în loc să se audă turnul de control așa cum era firesc, s-auzeau programe masive de manele și alte muzici și zgomote dăunătoare comunicațiilor în general.